Ne aflăm la intrarea în comuna Alcedar din raionul Șoldenești, localitate în a cărei componență intră satele Curătura și Odaia. În prezent aici locuiesc puțin peste 1000 de locuitori, asta deoarece în satul Odaia deja nu mai locuiește nimeni. Să vedem dacă găsim pe cineva să ne povestească de unde provin denumirile acestor localități, dar și ce personalități au pornit din Odaia, Curătura și Alcedar. De unde provine denumirea localității Alcedar? O floare, Alcea, se numește Alcea, care este devenită în dar. N-am idee, eu nu sunt istoric. Alcedar? Nu știu, nu mă interesează deloc. Ce oameni cunoașteți? Oameni mari din Alcedar care au devenit cineva în viața asta? Cunosc pe domnul maestru în muzică, Sergiu Tiron, care acum este trompetist, maestru în arte. Denumirea satului Alcedar este a provenit de la o floare Alcea, ceea ce este foarte mult răspândită în timpul de față în Turcia. Documentarul ăsta a fost prin anii 1616. Mi-aduc aminte că la noi pe sat, la fiecare gospodărie era flori de astea Alcea, acum nu mai sunt. În orice sat sunt oameni, s-au născut aici și au devenit personalități, au devenit niște oameni mari. Pe cine ați putea să numiți? Iată Aurelia Pieru, una din personalități, un politolog, așa cum se spune. Pe urmă, Vasile Belous, Veniamin Golu, profesor în domeniul medicinii. Din Alcedar am mers în Odaia. Denumirea provine de la o gospodărie situată departe de un sat. Prima atestare documentară a localității datează din 1 ianuarie 1955. Se presupune că a fost întemeiat din locuitorii satelor Podoima, Podoimița din raionul Caminca, veniți încoace, oameni care au fost mai înstăriți, au fost în stare să-și procure pământ și s-au așezat cu traiul aici. În anii 90 aici erau 36 de familii, acum însă Odaia e un sat de case părăsite. Satul practic a dispărut, satul degradează tot mai mult. Pentru că este trist peizajul, satul este depopulat. Oamenii de atunci încet, încet s-au mutat cu traiul în Alcedar și au cumpărat rând pe rând toți case, copiii au crescut, au plecat. Din Odaia a mers în satul vecin Curătura, localitate ce se află în apropiere de râul Nistru. Din populația de altădată au mai rămas câteva sute de oameni. În Curătura există și un bust al regelui Ferdinand. Cândva aici au fost păduri și s-au curățit așa o bucată și de la curățirea asta ca și cum a devenit Curătura. Am avut un aviator de aici, din Curătura, au trecut trei pe stradă și ea. Nea Nicolae Chirilov are o pasiune aparte pentru istoria acestui loc. Multe date și amănunte le-a aflat de la părinți și bunei. Satul Curătura provine mai mult de la turci. Cura și tură, adică în vale curge apă. E vorba că scurgere de apă și dealul. Satul Curătura a fost deodată în vale, e cam partea și e pe malul Nestrului. Și când au venit inundații, apă mare, ei s-au ridicat de oamenii aici în deal. Dar erau mai mulți, că aici era libertate. Satul Curătura a fost atestat oficial în anul 1771, însă aici locuiau oameni și cu mult înainte de asta. Aici era conac la Curătura și boierul le dădea pământ și le ajuta să construiască o căsuță și ei lucrau la dânsul. Cu ce se ocupă oamenii aici? Toți cu agricultură. Se duc, lucrează, aici sunt liderii, pe la livadă, cu răsărit, porumb, mai scurt ca este, și greu. În 1989, Vasile Belous a realizat un film despre satele Alcedar și Curătura.
Aceasta a fost istoria localităților Alcea, dar Curătura și Odaia. Locuri cu puțini oameni, dar cel mai important, buni la suflet și o istorie frumoasă. Iar noi, dragi telespectatori, mergem în continuare să descoperim istoriile altor sate și cine știe, data viitoare, poate venim și la dumneavoastră în localitate.